Operation failed. Ai vrut să intri în prima fracție? Dar nu mi-a reușit. Sunt o iubitoare de arhitectură și de design interior. Îmi place orice înseamnă arhitectură și design interior. Așa că vreau să vă prezint și vouă cazarea noastră pentru cele 3 nopți în care o să dormim. Și o să încep cu fiecare detaliu și o să vi-l prezint. O să fie o mare parte din vlogul nostru, pentru că este ceva special. Mie îmi place foarte mult acest lucru, să le văd atât făcut de altcineva, cât îmi place să vorbesc și eu despre asta. Așa că începem! Îmi place foarte mult, dacă ați văzut, deja avem o clanță foarte inteligentă și îmi place acest detaliu pentru că te duce puțin cumva în viitor. Și acum începem cu baia. Prețul pe noapte este 220 de lei, așa că merită tot ce am primit la banii pe care i-am plătit. Jacuzzi. Asta a fost leitmotivul pentru care noi am vrut această cazare. Și vedeți toate detaliile astea? Câte detalii! Dulapul ăsta superb. Deci nu pot să-mi iau ochii de la fiecare detaliu de aici. Și cu safe înăuntru. Până și asta mă impresionează. Bețișoare de urechi. Ață. Doamne, deci detaliile astea fac toată diferența, jur. Frigider pe care îl putem deschide și să vedem ce comori ascunde aici. Bineînțeles că contrapost. Aici nu mai avem nimic. Iar aici pilota, masă de călcat, fier de călcat și mai departe două noptiere care la fel păstrează aceleași detalii și asta face toată diferența, adică pentru fete mai ales, dacă vrei să te machiezi dimineața, este perfectă. Bineînțeles, ca în orice cazare, câteva recomandări de mâncare, pahare, vreau să vă zic că este deja cald, nu mai trebuie să facem noi căldură. Iar aici avem un view la stradă. Fix aici este strada, cum se numește vila la care suntem, are 3 stele, Villa Lotus. Avem un semi-balcon pe care o să vi-l arătăm mâine, pentru că astăzi este seară. Și aceasta este camera noastră pentru 3 nopți. Așa că asta a fost pentru această seară și ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Mergem spre centrul vechi, este ora 11 și azi am început cam târziu, deoarece ziua de ieri a fost destul de obositoare, cel puțin pentru mine. Alexandra și-a luat micul dejun. Atiseria, ca de obicei. Și acum ne îndreptăm spre centrul vechi, întâi vreau să beau o cafea, iar după aceea ne îndreptăm către cetatea de vechi. Și avem un plan să urcăm pe jos, până la cetate, deoarece trebuie să facem și puțin sport, dacă tot am început așa târziu, și să coborâm cu funicularul, dacă este funcțional. Acum o să vedem ce se întâmplă acolo și sperăm să nu ne plouă până acolo, deoarece este o vreme destul de înorată. Și să vedem dacă putem face cadre și cu drona. Yes, am reparat-o, să vedem cât ține. Am ajuns și în centru vechi, la jumătate de oră distanță față de cazarea noastră, iar în fața noastră este dealul cetății și spre el ne îndreptăm. Tocmai ce am ieșit din centru vechi, mi-am cumpărat o cafea. În spatele nostru este un drum care se presupune că ar duce către cetate. Nu știm nici noi, acum o să vedem și traseul. Deci în față era intrarea și aici este un parc. E și destul de liniște, nu sunt prea mulți oameni. Și sunt curioasă să văd cum o să fie drumul în continuare, că văd niște scări în față. Ia să vedem cum începem cu scările astea de aici. O să lăsăm filmarea fără audio pentru că o să auziți multe gâfâieli. Așa că muzica acum. Ne-am ieșit grav din formă.
suntem rupți deja doar după câteva scări. Și când te gândești că... Da, când te gândești că vrei să urci pe munte, dar tu leșind după câteva scări. Ne-am oprit doar să facem cadrul ăsta, să vedeți cum e cadrul ăsta cu scări și continuăm. De când n-am mai făcut nimic, n-am mai avut nicio activitate, n-am mai urcat pe niciun munte. Am fost leneșă și acum dacă o să auziți cum gâflui, îmi cer scuze pentru sunetul de fundal. Oh my god! Stai că se vede! Cât de tare e! Nu cred! Aici s-au dat multe petreceri, că sunt o grămadă de cioburi de la sticle. Ia să vedem traseul cum arată. Doamne, ce dor îmi era să urcăm și noi! Going in circles, I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much noise around, constantly fighting for space. Visul meu cred că s-a spulberat. Nu cred că funcționează funicularul, că nu vedem acțiune pe aici cu el. Și așa arăta sus. Bum! Doamne, cât de tare ar fi fost dacă am fi putut să mergem și dacă ar fi fost funcțional. Totuși o să vedem sus dacă există sau nu mișcare, așa că ne continuăm drumul. Și sper să vă placă și vouă la fel de tare cum ne place nouă. Și jur că asta e cea mai bună vreme, pentru că dacă veneam ieri, muream de cald. Și mi-am luat geaca de bătaie și acum îi dăm înainte. Dar nu credeți că o să se facă singure cadrele astea. Ia să vedem cum arată harta. Restăm aici. Așa. Și acum câte trasee sunt. Ok, wow, nu mă așteptam să fie atât de multe trasee de făcut aici. Și acum îmi pare rău că n-am venit pentru mai mult timp ca să facem și noi un traseu. Încă unul. Da. Altădată. Altădată, ne continuăm acum traseul ăsta. Pe acolo, pe jos am venit. Hai să vedem cine așteaptă mai sus, pe scările alea. Doamne, cred că tot videoul ăsta o să fie numai gâfâit. Continuăm urcarea cu cele 2.370.000 de scări. Păi Alexandra a lăsat în spate. Aia s-a rupt. America Express zici că era mai ușoră. Haide! E cursa pentru ultima șansă. Cam asta este traseul. Scările astea multe. Am urcat așa.
Și am ajuns aici la un viewpoint care arată superb. Și vreau să vă spun că de fiecare dată când văd la altcineva filmat așa un oraș de deasupra, mi se pare că nu se vede la fel de bine ca în realitate, bineînțeles. Așa că vă asigur că se vede mult mai bine în realitate și acum e și puțin înnorat și nu pot să prind culorile bune pe cameră încât să se vadă cât de colorate sunt casele de jos. Și așa se vede o parte din Deva. Mă uitam de unde am venit până aici și am venit din partea aia de acolo. Fix acolo, ia să văd dacă pot să pun un zoom. Fix acolo unde e aleea asta, în față, este centru vechi. Și asta e cealaltă jumătate a Devei. Deva văzută prin ochii copiilor. Asta mi-amintește de campania aia făcută de Carrefour în care ne puneau de Paște să colorăm și de Crăciun. Se termină traseul nostru pentru că mai în spate este închis. Și e cetatea propriu-zisă pe care nu apucăm să o vedem. Așa că vă lăsăm cu ultimele imagini. De aici de sus. Nouă ne-a plăcut în special traseul până la cetate. Marele minus ar fi că nu putem vizita cetatea în sine, dar oricând se poate reveni doar pentru asta. Sper că se aude că acum a început și vântul ăsta să bată. Este atât de schimbătoare vremea, am crezut că o să plouă. După aia a început să picure, după aia a dat soarele. Acum începe să bată vântul. Deci, până la urmă a fost ok vremea, doar că nu știu ce se aude la voi. Sper că se aude ok. Și ne-ar fi plăcut tare mult să mergem și noi cu funicularul, dar cred că funicularul merge până aici sus, unde deja este închis. Acum coborâm acolo. Am făcut ultimul cadru în care am spus că se încheie drumul și astea erau zidurile despre care vorbeam mai devreme. Aici ne-ar fi plăcut să vedem cum arată view-ul de la ultimul zid de acolo. Dar coborâm înapoi spre oraș și la coborâre este foarte alunecos drumul. Poți să cazi lejer pe pietrișul ăsta. Mai vedem încă o dată view-ul de aici. Ne mai bucurăm puțin de el. Și gata, ne întoarcem înapoi în oraș. Mi-am dat seama că de aici se vede și gara. Noi când am coborât din tren, am văzut cetatea încă de jos de acolo și acum putem să avem și noi altă perspectivă de aici de sus și fix acum trece și un tren. Și jos de tot e funicularul și aici e ieșirea din funicular. Scara semicirculară. Ia să vedem dacă pe aici putem urca până în vârful cetății. Nu? E închis? Haide că vin să văd și eu cu ochii mei. Cu ochii lentilei. Aveam și o speranță. Asta e. Coborăm. Ne-am dat ocul la cetate și am descoperit că pe unde am urcat noi scările alea multe, poți de fapt să nu le urci, ci să înconjori cetatea pe un drum. Și acesta este drumul. E mai lejer. E mult mai lejer. Adică în loc să urci toate scările alea, dai așa o col fix pe aici prin spate. Dar și noi dacă tot am fost atât de sedentari, am zis nu. Le urcăm pe astea, nu contează. Asta e fix la turnul de unde am început noi să urcăm scările. Începe să picure și sper să țină vremea cu noi mai departe să vizităm și restul orașului. Acum am coborât în parcul de lângă cetate și bade soarele, ba intră soarele, nu mai plouă. Mă rog, avem măcar baftă să filmăm. Mă uitam acum la o clădire fix de lângă parc și vreau să vă arăt și vouă o diferență majoră de perspectivă. Deci, vezi o clădire gri, nu-ți exprimă nimic, pur și simplu o clădire banală,
Na, treci peste ea, nu zici nimic. După, vezi clădirea așa, colorată, frumos, abia renovată. Ar putea intra lejer pe lista obiectivelor din orașul pe care îl vezi, cum ar fi cele din Oradea. Cât de mult contează culorile de pe clădiri? Chiar mă gândeam și în București, dacă le-ar renova și le-ar face colorate, ar intra multe clădiri ca obiective importante din București. Și de asta cred eu că Oradea este unul dintre cele mai frumoase orașe, pentru că au clădiri colorate. Deci, ca să înțelegeți cât de mult schimbă culoarea pe clădiri. Dacă era puțin mai impresionantă clădirea, să zicem că ar fi fost în stil art deco, ar fi fost genial. Dar și așa, ar intra lejer la obiective. Deci, după părerea mea, schimbă foarte mult culoarea. Noi când vizităm un oraș, căutăm să vedem ce obiective sunt în zonă și de data aceasta, când am căutat obiectivele din Deva, am găsit foarte multe biserici. Nu sunt prea de interes pentru noi, așa că nu prea aș vrea să le vizităm. În rest, ce ar mai fi de vizitat, deja am vizitat. Ne-a rămas un castel, iar pe lista obiectivelor sunt și foarte multe statui. Acum, fix lângă cetate, este Parcul Cetății. Fix în Parcul Cetății este Castelul Betlen, pe care o să vi-l și arăt. În spatele meu se află statuile lui Horea, Cloșca și Crișan, care au fost un fel de capii revoltei de la 1748 a țăranilor români, sași, maghiari, care s-au opus opresiunii feudale de la acea vreme. Și statuile acestea se află chiar în fața Palatului Betlen. Și acesta este Castelul Betlen. A trecut prin mai multe faze ale construcției, reconstrucții, a fost deținut de mai multe persoane, dar a păstrat denumirea de Betlen. Iar în zilele noastre funcționează ca muzeu al civilizației dacice și romane. Noi însă nu o să-l vizităm, dar voiam să împărtășesc și cu voi cum arată muzeul ăsta și, de altfel, este printre primele obiective pe care le-am găsit atunci când am căutat ce pot vizita în Deva. Așa că vă las cu câteva cadre să vedeți mai îndeaproape și muzeul ăsta.